sunt un adolescent care e foarte fericit mereu. Nu știu, vreau să iman cât mai multă fericire. Da, am luat Miss Popularitate la Miss și Mister. Nu știu dacă am admiratori. Probabil. Nu s-a declarat niciunul? E, de declarat se declară mulți, da, acum. Ce spun? E, le place cum cânt. Să spun eu un secret. Tu știi ce premiu este premiul de popularitate la Miss? Este un fel de mulțumim că ai venit. Nu ești... Da, nu? Așa este. Așa este. Așa mă cheamă și pe mine la concurs. Succes! Să nu iei popularitate, da? Sper! Premiu de consolare. Păi eu nu știu, doamnă, n-am fost. Eu am fost de atâtea ori Miss Popularitate. Știam că nu mă vor. Mi-l dădeau să tac din gură. Cu cântatul vreau să pară că sunt foarte încrezătoare, pentru că e bine să te duci cu o gândire pozitivă, dar sunt modestă, să zicem. Uite-o! Bună ziua! Salut! Hello, hello! Bună, bună! Mica Sirena. Cum te cheamă? Mă cheamă Savu Ioana Teodora, am 15 ani și sunt din București. Tot au venit copii de 15 ani. Te întreb și pe tine, tu ce vrei să te faci? Eu vreau să continui cu muzica, dar în paralel vreau să fiu și doctor. De ce? Eu am o problemă de sănătate pe care mi-o pot trata doar afară și vreau ca și copiii din România să poată fi tratați în România. Dacă vrei să vorbești despre ea, poți să vorbești. Dacă nu vrei, nu trebuie să vorbești. Am o dublă scolioză. Am încercat să mă tratez în România și doctorii pur și simplu și-au bătut joc. Cum? Mi s-a agravat situația. De la 20 de grade de curbură am ajuns la 42 de grade. Și eram în ultimul stadiu. Și mama mea disperată a căutat pe internet o soluție. Și a găsit acest doctor în Germania. Merg în Germania de 2-3 ori pe an ca să-mi fac un corset și să urmez o terapie. Dacă nu mă tratam acum un an în Germania, probabil acum ori aș fi fost operată de câteva ori, ori eram strâmbă și nu prea puteam să nici măcar să mai merg normal. Corsetul este de aici până aici, jos, doar că are o formă mai ciudată care mă pune în hipercorecție. Și este destul de incomod, tocmai de-aia mi-am luat o saltea care e atât de groasă și mi-am pus-o pe pat și mai atenuează din durere, să zicem. Trebuie să-l port non-stop, doar că nu pot să-l port atunci când nu prea pot să respir foarte bine în el. Visul meu cel mai mare legat de X-Factor este să ajung în acel punct în care lumea să spună da, chiar mi-a plăcut de fata asta.